Lumea muzicii este în doliu după pierderea lui Mai Pinder, unul dintre membrii fondatorii ai legendarei trupe The Modi Blues. Rockerul englez s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, la domiciliul său din Sacramento, California, Pinder a murit miercuri, în casa sa din nordul Californiei. Potrivit presei spaniole EFE, regretatul muzician a fost înconjurat de familie la finalul vieții sale, moartea lui Pinder a fost o lovitură dură pentru fanii The Modi Blues din întreaga lume. Trupa a cunoscut un succes enorm în anii 1960 și 1970, cu hituri precum Nights in White Satin, Tuesday Afternoon și Raid My Sau. Pinder a fost un membru esențial al trupei, contribuind la crearea sunetului lor unic prin talentul său la claviatură și melotron. Moștenirea lui Mike Pinder va continua să trăiască prin muzica sa. A fost un muzician talentat și un inovator care a avut un impact semnificativ asupra lumii muzicii. Va fi profund regretat de fanii și colegii săi de breaslă. Sincere condoleanțe familiei.